Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei care veți simți că rezonați. O etalare, știți, în acelea, din viața noastră de zi cu zi, fără sau în afara considerentelor astrologice sau de altă natură. O etalare. Am simțit nevoia să mă opresc pentru că vreau să amestec cărțile pentru energia generală și setul de cărți s-a oprit la 3 de spade sau 3 de aer, nu e chiar de spade, e de aer și uniunea. Și asta m-a pus așa oarecum cu pe gânduri. Ori, dragii mei, uniunea dintre voi este provocată de o mare dezamăgire. Mare dezamăgire. Unul, am senzația că cunoaște foarte multe și celălalt stă în întuneric și este provocat să se transforme. Rămâne de văzut ce va fi, dar o dezamăgire în legătură cu un suflet pereche pentru unii, pentru foarte puțin, pentru că flăcările gemene nu sunt chiar atât de populare și generale. Pentru foarte puțin poate să fie și flacără geamănă, dar un suflet pereche. La categoria suflete pereche poți să intre unul și sufletele karmice. Dar e o situație, e o dezamăgire. Și o să vă arăt ce alte cărți au mai venit în timp ce amestecam celelalte seturi de cărți. Și aici, aici. Ia uite, după cum vedeți, nici cărțile nu vor, cele două energii nu vor să se întrepătrundă. Foarte încăpățânată. Ia, tot aici. Nu vor să se... vor să colaboreze, o lipsă de colaborare, de compromis. Dar, să vedem. Energia generală dintre voi. Și în funcție de primele cărți, vă dați seama, e extraordinar, dezamăgire, clar. O dezamăgire. Șase de foc aici, dar... vorba posibil să fie și de a treia persoană care influențează bătălia. Eu, primul și în primul rând e o bătălie între două tipuri de energie. Unul caută întunericul sau neapărat caută, s-a obișnuit cu întunericul, celălalt caută lumina. Și s-a obișnuit cu lumina. La mijloc, cine poate fi? Ori tentația, ori Dumnezeu. Variază. Hai să vedem... și de aici a mai venit o carte. Interesant, a venit bufnița. Nu o să o las, o să aștept să vină. Deci a venit în timp ce amestecam înțelepciune. Trebuie să vă găsiți stabilitatea, dragii mei. Vedeți, vedeți stabilitatea 4, stabilitatea în înțelepciune, autoritatea în înțelepciune, să vă păstrați autoritatea și să vă păstrați înțelepciunea în acest conflict, în această dezamăgire. E o bătălie cu săbile în jos, după cum vedeți, mai degrabă în care nu se spun niște lucruri. Se ascund. Unul vrea să exprime lumina și nu poate, pentru că este... nu musai contraatacat. Este blocat de negativitatea celuilalt sau de incapacitatea celuilalt, pe de-o parte, de a înțelege, dar și de a se deschide. Energia. De ce? De ce acest trei de spade? Și o să vă arăt și ce a mai venit aici. De ce acest trei de spade? Hai să adăug un pic o explicație. De ce acest trei de spade? Explică-ne de ce acest trei de spade sau trei de aer. Interesant cele două. Interesant, mai, deci nu se poate. Am zis conflict și frumusețe. Conflict, Wolverine. Transformare, moarte și renaștere. Extraordinar. Dar e vorba de transformare emoțională. Unul fuge de emoții, nu vrea să le recunoască, celălalt deja a trecut peste emoțiile negative și vede partea frumoasă, vede că e frumos, există lumină. Am zis, este o mare diferență energetică. Hai să vedem. Din noile cărți. 20. Interesant. 20 în tarot reprezintă judecata. Judecata. Aici, la numărul 20, avem lebăda sau beauty, frumusețea.
Fantastic ce simt. Cineva nu vede frumusețea divină, nu fizică. O vede pe cea fizică, nu vede frumusețea divină, este legat la ochi. De frumusețea divină o simte, o simte mai ales la nivel emoțional și mental și tactil, eventual, depinde, variază de la persoană la persoană, dar în primul rând o simte cu ultimii de ceacre, pentru cine înțelege, dar... Frumusețea unui om, în mod special, e vorba de energia feminină. Energia feminină e frumoasă, fizic, da, Dumnezeu a creat femeia ca să atragă bărbatul, să se simtă bărbatul atras și să se întâmple ce se întâmplă, da, pe acest pământ. Dar mai este în plus, afară de acest corp, natura noastră emoțională, energetică, spirituală. Aceasta nu este văzută. Cineva nu vede, este legat la ochi. Ce vede? Sau ce se întâmplă? Sau ce se întâmplă în această orbire și scufundare în emoții negative? Acum, negativ ori pozitiv, important este că încerc să explic, să caut cuvintele. Frumusețea fizică este tratată într-un mod inferior. Repet, nici măcar a treia ceacră nu este acoperită de apă. Primele două ceacre. Da. Stabilitate, sexualitate. Stabilitate prin ce pune femeia pe masă, mâncare, calcă rufele, face ce face, servește, creează stabilitate pentru partener. Și ceacra a doua oferă activitatea de care are nevoie, în fine, ce are nevoie un bărbat, da? Bine, nu doar un bărbat și o femeie, orice om pe pământul ăsta are nevoie, da? Și de exprimare pe cale sexuală, dar aici nu e vorba de exprimare. Aici este vorba de o manifestare distorsionată, aș spune. Totuși, apele nu-mi plac, sunt destul de tulburi în această carte. Ce este luminos este, evident, partea frumoasă, partea superioară, da? Femeia simte emoțiile pe care le are această energia feminină, să zic. Energia feminină simte energia masculină. Simte că este agitată. 5 pentru mine este un număr conflictual. Este tot timpul în mișcare, în agitație, caută evenimente extreme, situații extreme, să se bată, să conducă cu viteză, să meargă cu băieții la bere, să, eu știu, să facă ce vrea când vrea. Să facă ce vrea când vrea. Să trăsnească în stânga și în dreapta, pentru că el este puternic, autoritar și sperie pe toată lumea și eventual poate reușește să o sperie și pe, eu știu, pe această ființă, să zic. Nu zic musai femeie, această ființă. Dar 5 în tarot înseamnă și marele preot, care în acest context simt că ține de tradiție, de educație. Acest personaj a fost educat să facă ce vrea, să lupte, să se zbate. Într-adevăr, o fi puternic, o fi combativ, dar nu-i suficient. Nu-i suficient. Atât timp cât în felul în care te manifesti nu exprimi și frumusețe și înțelegere și compasiune, empatie. Adică, cu alte cuvinte, doar primele două ceacre, da? Roșu și portocaliu, ia uitați-le, aici sunt, aici sunteți. Interesant este că sunt ascunse, dar femeia le simte la nivel emoțional, simte că e înconjurată de această emoțiile acestea ale lui, sau energiei masculine, da? Simte că e înconjurată de această dorință. Chiar dacă nu se întâlnește, chiar dacă nu se văd. Dar interesant că ea nu se concentrează pe această apă, pe aceste emoții pe care le simte că vin de la el. Sau de la el fiind acest cuceritor, să zicem. Nu. Ea se concentrează pe partea superioară, pe ceacrele superioare, pe încredere, pe dragoste, pe comunicare, pe viziune, chiar, nu cu ochii fizici, ci cu ochii minții. Pe comunicare cu alte surse de inspirație înalte. Dar această energie, am zis, energie negativă și pozitivă, trebuie transformată. Ce este foarte interesant, în timp ce am amestecat setul de cărți, a venit moartea. Moartea care înseamnă transformare.
Aceasta, de exemplu, ce e interesant, când la 3 de aer a apărut și craniul, da? E Mercur. Felul în care se comunică trebuie să fie transformat. Cel de aici nici nu are nici mintea, nici ochii, nici nimic din firea lui deschis, suficient de deschisă să vadă frumusețea. Nu. Doar să aibă și să facă ce vrea, când vrea. Am zis, e o chestie de educație, de tradiție, dar și de educație, pentru că cinci este marele preot care și este profesor acasă, dar părinții așa au fost, i-au învățat pe acești oameni, într-un fel sau altul. Exemplu, da? Exemplu pe care îl dai, că profesorul este un exemplu. Exemplu pe care l-au primit acasă sau eu știu pe unde și-au făcut educația, acesta este. Interesant. Wow! Wow! Dar ce mai simt? Însă simt ceva. Acum a venit, da? Simt că personajul acesta a mers prea departe. A mers prea departe. Vizualizez acum, știți, momentul în care cerurile s-au deschis și au început să plouă 40 de zile și 40 de nopți. Da, potopul. Potopul, ce este un potop emoțional. Trebuie curățat această energie total. Total. Da, apare transformare de două ori. Total. Și să nu mai apară vreodată în acest cuplu, eventual. Dacă acest cuplu vrea să renască și să manifeste, sau vom vedea ce mai fi, da? Energia, deci prima carte care a venit, deși o să mai trag încă o dată în timp ce amestecam, a fost moartea. Moarte și renaștere. Apoi au venit încă două. Inițial nu le-am văzut, pe urmă le-am văzut. Regina de spade și regele de cupe. Două energii foarte diferite. Foarte diferite. Amândouă pot să fie frumoase, amândouă pot să fie negative. Împreună pot să manifeste echilibru, împreună pot să manifeste justiția, pentru că justiția are în mâna cealaltă, deci într-o mână are sabia și în cealaltă are cele două cupe, da? Cele două suflete, al său, cel dinăuntru, și al celuilalt. Da? Cu alte cuvinte, împreună se pot echilibra și să manifeste ceva divin. Dar, rămâne de văzut la capătul setului de cărți, trei de bâte. Trei de bâte. Ar putea să fie o situație la distanță. Ar putea să fie ca unul dintre voi să fie avut așteptări prea mari de la celălalt. Ia uite, iar am oprit la regele de cupe și trei de bâte. Vom vedea. Cine se regăsește într-o situație în care s-a comunicat ceva și s-a pus capăt, sau s-a ajuns la capătul, la limita suportabilă în care totul se distruge. Dacă s-au mai promis despărțiri, separări, s-au mai promis până acum. Dar acum am senzația că este sentimentul că nu mai vreau. Nu mai vreau. Irosesc. Energie, frumusețe, speranță. Într-o zonă care în acest moment nu mă vede, nu mă vrea. Nu mă vrea așa, mă vrea altfel. Mă vrea categoria inferioară, mă vrea în frică, mă vrea disponibilă, mă vrea eventual sau mă vrea, vrea, nu că mă vrea, Doamne ferește, vrea să poată fi controlată, da? Prin cele două chakre. Prin ce poate fi controlată? Prin sex și prin bani, da? Prin iluzia stabilității. Hai să vedem. El. Ce simte? El. Odată. De două ori. Ah, deja de trei ori, iau, te impulsiv, verbal, sau simte nevoia să vorbească, rămâne de văzut. Iau, e un capitol. Simte că s-a încheiat ceva interesant, simte, presimte. Și posibil, posibil pentru unii,
acest final, lumea înseamnă final, da? Că e 20 și 21, da? Acest final, în momentul în care îl va simți cu acest potop, să vrea urgent să vină să vorbească, să dea niște explicații, eu știu ce să fac, să cucerească, nu știe decât cu sabia în sus să fie. Ia uite, 6 de spade, justiția, interesant, asul de spade, extraordinar, asul de cupe, da? Că tot am văzut mai devreme, la capătul setului de cărți, regele de cupe și luna. Ceea ce nu vede nici el, acest personaj, nu vede, a fugit până acum, a fugit, pentru că a fost în această energie. N-a văzut, n-a avut ochi, e pentru foc, pentru, eu știu, expansiune fizică, pentru, eu știu ce, distracție, mișcare. Nu mă deranjează să te distrezi, să faci sport, nu, asta e problema. Problema e să mai manifeste altceva. Acest personaj nu simte că a adus suferință, nu simte că cineva a venit să-i arate dragostea, să-l scoate dintr-o vibrație și a pierdut ocazia, nu simte energia feminină, nu simte încă, adică este dragostea, dar nu conștientizează într-un mod profund pentru că, sau n-a conștientizat-o până acum, pentru că a fost tot timpul afară, nu în el. Afară, aici este în el, în subconștient. A fost afară. Să dea în stânga și dreapta, să cucerească, să se impună. E interesant. Și totuși ceva se întâmplă, am zis. Veți trăi și veți vedea. Apare un as de spade și un as de cupe. Și înainte de cele două, exact ce am vorbit, justiția. Deci justiția are sabia în mână, sabia dreptății, a adevărului, a clarității, a înțelegerii, a cunoașterii și echilibru emoțional și empatie. Pentru că atunci când judeci, când iei o decizie, în primul rând trebuie să fie echilibrat emoțional și când judeci trebuie să ai și o doză de empatie. Nu prea mare, dar echilibrată. Senzația că până acum acest personaj a încercat să fugă de stările negative, apele tulburi, da? Într-o zonă senină, prea senină. Prea senină. Înspre un soare, dar aici nu este soare, este mai mult decât soare, este copreșitor de arzător. Nu să că ar fi, vai, vreun pasional fatal. Nu la asta mă refer, ci la faptul că a căutat energie extreme, da, pasiune, să simtă că arde, tocmai ca să fugă de niște emoții. Exact, emoțiile negative. Da? Însă, posibil, în această perioadă, să aibă parte de o înțelegere. Justiția și asul de spade sugerează o comunicare cu cineva. Cineva comunică, unul dintre voi, probabil că acest personaj care este în alb. Ia uite, extraordinar, 5, iar 5, 5 de foc, dar de două ori. Și sub 5 ce apare? Emoție și intelect. Și 9 de spade, da? 9 de spade versus consilierul emoțional. Mai. Se pare că totuși cărțile nu mint. Chiar dacă uneori par confuze, este confuzia voastră. Cum poți să faci... Să rezolvi o ecuație când ea nu este scrisă corect. Și atunci asta înseamnă că e confuzia voastră, a vieții voastre. Când apar cărțile, ciudat. Deocamdată văd că apar de două, trei ori niște elemente care sugerează conflictul între emoție și intelect. Da?
Dorința de a fi combativ, de a fi bărbat. Male. Male. Yes. Da? Și în acest moment simt că există cineva între voi care are această energie negativă. E interesant. Care folosește energia negativă a celuilalt contra energiei pozitive, da? A unuia contra energiei pozitive a celuilalt. Este cineva, o persoană, așa simt în acest moment, cu atâta roșu, da? Roșu și cinci. Cineva creează conflicte. Posibil cineva gelos, am înțeles. Cineva gelos, care vrea să ia cupa, cupa dragostei, dar nu e o cupă a iubirii sincere, ci este a unei, a unui succes manipulator. Deci, la, între voi, cineva își va, dracu își bagă coada. Într-un fel sau altul. Dracu își bagă coada. Deci am spus, cu justiția și cu asul de spade, cineva spune. Spune și parte din emoțiile pe care le simte și spune, avertizează asupra dreptății. Avertizează într-un fel asupra dreptății. În această comunicare, da? Dezamăgitoare. Cu alte cuvinte, ce simt? Și e o melodie Johnny Cash. Oh, iar îmi scapă titlul. O să caut și o să pun în comentarii. Căutați un video. De ceea ce fugi nu scapi. Sau mai bine zis, de karma nu scapi. Probabil că undeva s-a spus ceva de genul ăsta în această discuție. La finalul discuției, nu știu, că e o chestie dezamăgitoare. Este 3 de aer, da? Similar cu 3 de spade. Ce mai văd aici? Două lumânări, dar stinse, cu lumina stinsă. Aici ideea. Aici este ideea. Nu poți să stai lângă cineva care îți poate absorbi lumina? Mare grijă. Pentru cei care vor să fie înțelegători, să ierte, nu. Pentru că e parabola cu fecioarele, da? Păstrați-vă lumina, aveți grijă cu i-o dați. Mai dați din când în când, dar păstrați ce e mai important pentru voi. Pentru că voi sunteți cei mai importanți pe acest pământ, da? Cei mai importanți. Sufletul nostru e cel mai important, nu-l putem lăsa nimănui. Sub pretenția că am iubit, nu. Dar ceva se schimbă, mă mir că n-a apărut roata norocului, dar ceva se schimbă în comunicare pentru că apar totuși doi A și justiția, ceva trebuie să se echilibreze. El. Rămâne de văzut. Cum? Poate că un drum se dorește, se gândește un drum care să echilibreze situația și să aducă pace și claritate. Măcar pace și claritate, nu zi musai dragoste, nu zi musai vindecare, dar măcar pace și claritate. Și adevăr, mai bine zis. Da? Eventual, odată adevărul exprimat, poate să aducă bucurie, poate să aducă dragoste, poate să aducă împăcare, rămâne de văzut. Dar în primul rând trebuie manifestat acest as de spade. Hai să vedem. Energia feminină. Uf! Luna. Se simte confuză. Da, e o stare de regret, lacrimi, a așteptat foarte mult și acum plânge. Plânge că a fost trădată în dragoste. Nu vede că poate să aibă un alt suflet în altă parte, că se pot împăca undeva cândva, deși după cum apare energia atât de îndurerată ar spune, senzație de pierdere definitivă. Luna.
Interesant că în această transformare avem numărul 18, tot luna, da? Transformare emoțională. La transformare moarte și renaștere, să ieși din frică. Nu zic musai că energia feminină e în frică. Ea luminează în întuneric, de fapt. Luna este un luminator, da? Ea luminează în întuneric. De fapt, interesant, ea te luminează, să zic, arată drumul cerului de aici. Într-un mod intuitiv, poate telepatic, poate delicat, eu știu, rămâne de văzut. Hai, odată, energia feminină, de două ori. De trei ori. Vindecare. Este nevoie de vindecare. Eventual, gestul cuiva de împăcare ar putea să vindece multe răni. Temperanță. Da, se simte. Vedeți? Am zis o energie în lumină. Persoană care a încercat să aibă răbdare, să se curețe, să echilibreze situația de multe ori și a fost lăsată de izbeliște. Părăsită. Acum va trebui să aleagă. Marea preoteasă. Să-și asculte intuiția. Intuiția îi spune ei că există dragoste, că el totuși iubește, chiar dacă încă n-a conștientizat și nu știe ce să facă, cum să acționeze. Nici, nu mai zic de exprima, că dacă nici nu simt, adică nici nu a conștientizat sau nu a acordat valoarea acestor emoții. În primul și în primul rând, ia uite, doi vindecători, doi căutători de lumină, de lucruri spirituale, lucruri înalte, și Marea Preoteasă și Temperanță. Amândoi au intuiție. Dar foarte interesant, între două arcane foarte puternice această energie, da? Această energie puternică, două arcane, probabil să fie vindecător, lucrător de lumină, interesant. Cei de aici sunteți lucrători de lumină și sunteți în postura în care trebuie să alegeți. Vă vindecați de această situație în care ați fost părăsiți și creșteți spiritual. Sau vă lăsați în continuare influențați de această dragoste, știți că există, chiar dacă e neexprimată, chiar dacă, da? Sau la valoarea ei nu este exprimată. Aș vrea totuși să clarific. Ia uite, Marele Preot, da? Marele Preot. Două comunicări total opuse. Una emoțională, spirituală. Unul poate să fie profesor spiritual și celălalt nu. Să prefere să se lupte, interesant, cu dragonii. Să se lupte în întuneric cu dragonii. E într-o călătorie spirituală acest personaj, își face griji. Dar preferă să se lupte cu demonii. Da. Fără să știe că în această luptă cu demonii avem un ajutor. Aveam această lume spirituală, pozitivă vorbesc, că demonii tot dintr-o lume spirituală sunt, dar negativă, da? Avem la dispoziție o lume înaltă, care este deschisă să ne ajute. Dar ei nu. Nu există așa ceva. Îmi păstrez mintea să fiu rațional. Această energia care influențează și pe care o manifestă femeia sau energia feminină. Poate că unii dintre voi știți sau nu știți posibil de o căsătorie. Știți sau nu știți. Pentru unele dintre voi știți sau nu știți, dar trebuie să rămâneți în autoritatea voastră spirituală. Trebuie să vă păstrați autoritatea. Aveți o autoritate foarte subtilă, spirituală. Trebuie să o păstrați. Hai să clarificăm totuși Marea Preoteasă. Dăm o carte pentru Marea Preoteasă.
Dacă vine acest personaj să vorbească cu voi, deși nu se vede decât o călătorie, am văzut cavalerul de spade, dar o să vedem la următoarea așezare, deocamdată trebuie să se detașeze de un fel de a gândi negativ, să-și găsească echilibru și apoi să-l manifeste. Nu-i suficient să-l găsească, să ajungă la el. Să-l și manifeste. Interesant, ce injustiție apare, a apărut de două ori separat. Patru de spade invers. Ce mai simt la energia feminină? Trebuie să aleagă eventual între un personaj care a părăsit-o sau această senzație de abandon pe care va trebui să o vindece și faptul că intuiește că personajul cu care a avut acest conflict intuiește, simte o că o iubește sau că ar putea o să o iubească la un moment dat când se va trezi. Dar ce simt? Simt că intuiește că acest personaj în momentul în care se va vindeca, se va echilibra mental, pentru că pentru mine patru de spade, cartea echilibrului mental, da? Va veni să comunice după o perioadă de stagnare, care s-a manifestat mai mult atracția, dorința de a avea, da, de a avea, lupta pentru putere, blocajul, au fost separări, poate a fost și cineva căsătorit. Ce mai simt? Mai dăm o carte. Dacă personajul despre care vorbesc aici, Wolverine, da, nu vine vindecat și va păstra în continuare secret dragostea, sentimentele, emoțiile pe care le are, iar o va dezamăgi. De acest motiv, trebuie foarte bine, foarte mult să lucreze la curățarea ei energetică, eliberarea de starea de abandon și eliberarea de această... De ce trebuie să mai aleg? Când știu, sunt conștientă că trebuie să aleg vindecarea. Mai dăm o carte pe Marea Preoteasă. Hai, dăm o carte pe Marea Preoteasă, nu vrem? O dată. Da, cineva veni să, probabil că va veni să colaboreze. Da? Energia masculină va veni să o impresioneze. Să o impresioneze, dar degeaba încearcă să colaboreze cu ea. Degeaba încearcă să o impresioneze. Atât timp cât nu, cât va ține această dragoste în secret și nu o va exprima, îi va aduce dezamăgire. Așa că mare grijă. Mare grijă. Mare grijă. Hai să vedem ce se va întâmpla în următoarea perioadă între cei doi. Care poate să varieze. Următoarea perioadă poate să țină și vreo 3 luni. 3 zile, 3 luni. Sau mai bine zis, sau mai bine zis. Da, hai, ce se va întâmpla în următoarea perioadă. O dată, de două, de trei. Să tai, simt nevoia să tai. Am văzut regele de bâte, o persoană foarte orgolioasă, seamănă oarecum cu Wolverine. Da, va veni să vorbească. Cavalerul de spade. Ups, ce aici? Cavalerul de cupe. Magicianul.
senzația că unele dintre voi veți bloca totuși încercarea acestui personaj de a renaște, de a se împăca, pentru că nu vine pregătit. Cu magicianul Luna, simt că poate să își păstreze în continuare secretele. Va veni cu câteva... Va transmite eventual câteva mesaje, va da niște telefoane, poate chiar vă veți întâlni. Dar foarte discordante, care nu merg în aceeași direcție, care creează, știți, mixed signals, semnale mixte. Ba emoționale, ba raționale. În continuare, acest personaj se luptă, dar e într-o situație divergentă cu el însuși. Se luptă între emoții și între rațiune. Vrea să manifeste ceva în secret și să renască. Dar voi va trebui să alegeți între a fi puternice și a vă împăca cu acest personaj. Va trebui să alegeți. Interesant. Unul dintre voi are casă, sunt două case aici, două relații. Una tradițională, da? Bazată pe bani și pe cele două chakre, cum am zis mai devreme, și cealaltă spirituală pentru care trebuie să se lupte. Și nu doar să se lupte, în care trebuie să se muncească. Da? Și să se manifeste valoarea. Dacă veți bloca prima încercare de împăcare a acestui personaj și vă păstrați puterea, posibil unele dintre voi să tot așteptați, să muncească în această relație. Atât timp cât este căsătorit sau căsătorit acest personaj, greu. Mai bine ați aștepta sau mai bine ați investi și ați crește în zona spirituală să vă păstrați autoritatea, autonomia intelectuală, energetică. Clarificăm Luna. Ce este neclar în felul în care exprimă această împăcare? Luna, te rog frumos. Etalare acum. Rămâne de văzut la următoarea ce mai apare. Pentru că oamenii își schimbă și emoțiile și gândurile. Și dacă mai apare acest personaj în alte etalări, cu altă energie, vă dați seama că schimbă gândurile. Toți ne schimbăm și gândurile și emoțiile. Dar e o influență negativă între voi. Hai, dăm pe Luna, te rog frumos, o clarificare. Clarificăm Luna. Clarificăm Luna, te rog frumos. O dată. De doi. Trei. Roată norocului, interesant. Posibil să iasă din starea de frică nouă de spade și să încerce această judecată, această... Să judece, da? Să judece corect. Să judece echilibrat. Nu doar să exprime. Să manifeste schimbare, să iasă din frică. Dacă iese din frică, puteți fi doi oameni puternici, dar trebuie să fiți atenți pentru că aceasta va varia de la om la om. Clarifică magicianul ce vrea să manifeste. Dată, magicianul de două ori, de trei ori. Speranță. Interesant. Să se vindece, interesant, să se termine cu acest ciclu în care fuge, în care stă pe loc, fuge de unii, de alții.
Ori încearcă să se impună cu toată forța, ori fuge, da? Un stil dezechilibrat, în primul rând, manipulator să se vindece, da? De manipulare. Ori voi vă vindecați, frumos ar fi dacă ar încerca și acest personaj să se vindece. Dacă se vindecă, poate să schimbe. Dacă crește măcar un pic spiritual, poate să schimbe. Clarificăm puterea. Uite, 10 de putere. Da. Ce am văzut mai devreme, regret, aici este energia feminină. Mai dăm o carte. Repet, dacă nu vine schimbat, doar cu câteva texte emoționale, raționale, da? Doritor să manipuleze emoțional, doar ca să se împace, blocați situația și concentrați-vă pe puterea voastră. Pentru că această luptă cu egoul, cu egoul lor, vă va consuma și mai mult și vă mai aduce iar patru de spade invers, dezamăgiri, da? Lacrimi. Hai să vedem dacă se vindecă și schimbă, unde se ajunge. Hai. Dacă se vindecă și schimbă, turnul și mai ce? Dacă se vindecă și schimbă energia. Ce e cu turnul ăsta sau ce urmează după turn? Ce urmează după turn? Hai, ca să nu mai iau. Ce urmează după turn? Dacă se vindecă. Nu vrea o dată. De două ori. Iar e așteptare. Stres. Și după așteptare. 10 de momente. Reginelor de cupe, adică cele care vă recunoașteți emoțiile. Mergeți către o atitudine un pic mai egoistă. Către nouă de cupe și soarele. Mergeți, va trebui să așteptați, va dura, pentru că separarea s-a produs. Mai dăm o 7 de monede. Ce înseamnă 7? Ce include această așteptare? Te rog frumos, ce include această așteptare? Fantastic. Nu prea îmi place. Și 10 de monede. Nu-mi place deloc. E o energie acum. Regele de spade și faetonul. Dacă se trezește, să zic, începe să înțeleagă lucrurile, să se vindece,
să înțeleagă că Mercur înseamnă și înțelegere, să zic. Că aceasta este o întâlnire predestinată, că destinul, astrele, eu știu, Dumnezeu v-a adus împreună ca să faceți ceva. Această trezire se va manifesta printre altele și cu dorința lor de a crea stabilitate împreună. Dar pentru această stabilitate va trebui iar să așteptați foarte mult. Pentru că rănile sunt adânci, 3 de spade, rănile sunt adânci și pentru aceste răni, sau ca să vă convingă, trebuie să se lupte. Și cu cei care și-au băgat nasul, și cu cei care sunt în preajma voastră, da? Să se lupte pentru colaborare, pentru reconstrucție, 3 de monede, reconstrucție. Să se exprime altfel, să transforme piatra, da? Piatra în ceva frumos, da? Manifeste transformarea. Și aceasta va mai dura. Ideea este să se lupte, să muncească, să creeze și să crească spiritual. Posibil la un moment dat va fi o perioadă în care veți comunica, va încerca eventual să vă bombardeze cu texte, să ia de la zero pentru că vede lucrurile altfel. Și ce vede? Că vrea să aibă această dragoste. Împăratul reprezintă eu am, da? Eu am pentru că eu simt. În momentul în care va simți, va dori să aibă. Va înțelege lucrurile astea. Va înțelege că și va fi destul de hotărât cu regele de spade. Regele de spade este destul de decis. Ideea este că se va maturiza acest personaj într-un fel sau altul. Dar trebuie să lase în urmă jocurile mentale și conflictele eventual cu alte personaje și să vină înspre stea, să călătorească, să facă această călătorie nu doar fizică, ci și emoțională, mentală și spirituală. Să călătorească înspre destinul său, să-l îmbrățișeze. Dar, repet, pentru chestia asta va trebui să se lupte 5 de bâte, să vă convingă. E bine că până la acest zero apare o serie de, da? De texte, de cuvinte, de călătorii, adică, măi, dacă vrei să o luăm de la zero, după această separare, chiar trebuie și ce e foarte interesant, ar putea să încerce să sacrifice un aspect din viața sa ca să fiți împreună, eventual. Ca să fiți împreună. Nu știu exact ce aspect, e de povestea pe termen lung și nu stau să mă arunc în timp până acolo. Deocamdată citesc în această perioadă. E suficient. Suficient pentru că energia este foarte grea și e suferință. Da? 3 de spade, 3 de aer, dezamăgire. În comunicare, poate și datorită unui trio sau datorită unui atitudini selfish, egoiste. Dar repet, va fi momentul, trăsnet. Va fi trăsnetul la un moment dat. Că îl va îmbiba de emoții și va... Sunt două șanse după acest potop. Depinde unde este acest personaj când se manifestă potopul. Vorbesc evident metaforic. Dacă este în arcă, dacă este ancorat într-un soi de speranță și justiție și dreptate, sau dacă este în afară corabiei salvatoare. Dacă este pe același pământ pe care se zbate, va fi imbibat de emoții. Efectiv, toată această construcție se va nărui și nu va mai avea puterea de manifestare, ca să nu fiu prea dramatică, nu vreau nici să sperii, dar nu va mai avea puterea de manifestare. Gândiți-vă ce înseamnă acest potop de emoții în momentul în care cineva își dă seama că, de fapt, toată viața sa a fost greșită. Gândiți-vă la Sodoma și Gomora și ce a fost înainte de potop. De ce s-a manifestat potopul? Pentru că nu se mai putea.
trăsnetul și se despică cerurile. Și potopul ce înseamnă apă, emoții. Emoții care pot să vindece un tsunami. E mai mult decât tsunami. E ceva de nedescris. Cam atât. O să fac și... Hai să o să folosesc că fac o mică pauză și o să fac în seara asta și o etalare mai drăgălașă cu noul set de cărți. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao, numai bine!